Nu ce are mință? Ce preferi mai mult, divertisment sau folclor studențesc? Divertismentul de o viață. Cum mai reușești să-i atragi astăzi pe... Foarte greu, pentru că studenții nu prea mai sunt recompensați pentru munca artistică. Vin numai exact aia care le arde buza, ca să spun așa, să facă puțină activitate culturală. În anii 70-80 erau prea mulți, era nevoie de o selecție ca să faci o formație de folclor studențesc. Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic, așa cum ar fi. Numai că atunci erau o anumită recompensă care acum nu mai există. Atunci erau tabere, vara, iarna, asta era plata lor. Acum nu mai există această recompensă și atunci este foarte greu să mai vină să facă ceva în timpul liber. Și totuși, mai vin, cum îi aduceți? Cum faceți? Cu arcanul. Cum îi scoateți din cluburi? Sau ar trebui mutate cluburile? Cu arcanul, pur și simplu cu arcanul. Ca să zic așa. Deci nu mai există plăcere, nu mai există preocupare pentru folclor? Este plăcere, este preocupare, dar în general, lumea e plictisită, e blazată. E foarte greu să îi spui, băi, ieși seara din fața calculatorului sau televizor și fă ceva ca lumea.